Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență, bună ziua! Permiteți-mi să consider ședința Comisiei de Doctorat deschisă. Conform extrasul din procesul verbal numărul 1 din 6 septembrie anul curent 2021 al Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, a fost aprobată componența Comisiei de Doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat amenințarea cu omor ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății, elaborată de către doctoranda Mihaela Angheluță, profilul științific 554, drept penal, specialitatea 554.01, drept penal și execuțional penal, cu următoarea componență nominală. Președinte Botnaru Stela, doctor în drept conferențiar universitar, membri Gârla Lilea, conducătorul de doctorat, doctor în drept conferențiar universitar, doamna Grecu Raisa, doctor habilitată în drept conferențiar universitar, referent oficial, domnul Bujor Valeriu, doctor în drept, profesor universitar, referent oficial, domnul Copețchi Stanislav, doctor în drept, conferențiar universitar, membru al Comisiei de Îndrumare, referent oficial, domnul Stati Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar, secretarul Comisiei. Vreau să vă amintesc că în virtutea punctului 5 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, aprobată pe 26 septembrie anul 2018 de către Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova, proces verbal numărul 1, secretarul Comisiei de Doctorat are drept de vot. Membrii Comisiei de Doctorat sunt specialiști în domeniu, în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat și la ordine de zi a ședinței Comisiei de Doctorat avem de examinat următorul subiect. Susținerea publică a tezei de doctorat a doamnei Mihaela Angheluță cu tema amenințarea cu omoruri cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății, conducătorul de doctorat doamna Gârla Lilea, doctor în drept, conferențiar universitar. Aș dori să știu dacă membrii comisiei au obiecții, propuneri, sugestii asupra ordinii de drept enunțate. Nu sunt. Vă mulțumesc. În continuare, permiteți-mi să prezint succint dosarul pretendentului la titlul științific de doctor în drept a doamnei Angheluță Mihaela. Punctul 1. Avem cererea de admitere a tezei de doctorat pentru susținerea publică și de formarea comisiei de doctorat. Punctul 2. Avizul Departamentului Drept Penal al Universității de Stat din Moldova. Actul 3. Acordul conducătorului de doctorat și al membrilor comisiei de îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Avem nota informativă privind parcursul studiilor universitare de doctorat. Avem lista publicațiilor științifice, urmată de lista conferințelor și altor foruri științifice naționale și internaționale la care a participat studenta doctorandă. Notificarea privind predarea tezei de doctorat la biroul studii doctorale. Declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat. Și raportul de similitudini, după care urmează rezoluția cu privire la raportul de similitudini, lista organizațiilor și instituțiilor în adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat, adeverința de depunere a tezei de doctorat în colecția Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova, confirmarea de depunere a tezei de doctorat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și, pe final, CV-ul studentului doctorand. Vreau să vă întreb dacă sunt întrebări asupra actelor din dosarul pretendentului. Nu sunt. Vă mulțumesc. Și cuvânt îi se oferă pretendentei la titlul științific de doctor în drept, doamnei Mihaela Angheluță, care în conformitate cu procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, timp de până la 30-40 de minute, va prezenta domnilor voastre principalele idei, rezultatele științifice, concluziile, recomandările cuprinse în teza de doctorat. Poftim, doamna Angheluță. Bună ziua, stimată comisie, onorată audiență. Tema tezei mele de doctorat este amenințarea cu omor ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. Datorită caracterului estimativ al unor termeni și sintagme folosite în cadrul articolului 155, au fost generate un număr mare de
erori judiciare în urma interpretării, cât și în urma aplicării articolului respectiv. Textul infracțiunii sunt astfel. Amenințare cu omor, cu vătămarea gravă integrității corporale sau a sănătății, dacă exista pericolul realizării acestei amenințări. Din dispoziția acestui text de lege, se concepe că sub aspectul altor obiective, acesta trebuie să întrunească două condiții. 1. Obiect al amenințării să fie omorul sau vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății și 2. Să existe pericolul realizării acestei amenințări. În sensul frazei expuse există clar care urmează a fi obiectul amenințării, și anume omorul sau vătămarea gravă, deși uneori în practica judiciară a fost comise anumite erori, că de exemplu o persoană a fost condamnată pentru amenințarea cu aplicarea forței fizice. Deși articolul 155 se referă de regulă la amenințarea infracțiunilor prevăzute de articolul 145 și sau articolul 151, este o falsă aparență, întrucât obiect al amenințării pot fi și alte infracțiuni, ca de exemplu genocidul, atacul asupra persoanei care beneficiază de protecție internațională, cât și alte infracțiuni care au fost indicate acolo. Totodată, nu este clar de ce legiuitorul a prevăzut doar amenințarea cu asemenea infracțiuni, întrucât codul penal prevede și alte infracțiuni cu un grad periculos la fel de sporit ca și omorul. În legislația altor state însă este prevăzută răspunderea penală și cu oricare din infracțiuni, însă neajunsul acestor reglementări este că ele nu asigură diferențierea răspunderii penale. Cu alte cuvinte, conform acestor reglementări, amenințarea cu săvârșirea infracțiunilor de gravitate redusă este echivalată cu amenințarea unor infracțiuni de gravitate sporită. Luând în calcul cele menționate, considerăm că în legea penală a Republicii Moldova este imperioasă incriminarea amenințării cu săvârșirea oricăror din infracțiuni. Însă această incriminare trebuie făcută nu în cadrul unui singur aliniat, ci în câteva aliniate în funcție de gravitatea infracțiunilor care ar constitui obiectul amenințării. În acest caz, temei pentru diferențierea răspunderii ar trebui să reprezinte gradul și caracterul prejudiciabil al infracțiunii cu care se amenință, ce și am indicat în cadrul articolului 169 prim, ca recomandare de modificare al codului penal. Fără pierdere firul logic al expunerii, considerăm că legea penală mai conține o lacună, și anume, în codul penal lipsește o normă care, în condiții suplimentare, ar permite intervenția mai timpurie de a se comite darea în dileagă unei fapte compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru membru de familie al acestea, în scopul de a-i dobândi în mod injust un folos nepatrimonial. Însă și fapta se regăsește în cadrul articolului 177 al codului penal, dar amenințarea rămâne a fi nesancționată în lipsa unei norme incriminatoare. Astfel, ca recomandare, venim cu propunerea de a include și articolul 169 secund, cu indicele 2, care ar suna astfel, amenințarea cu darea în veleagă a unei fapte compromițătoare. În continuare, mă voi referi la a doua condiție, și anume, dacă a existat pericolul realizării acestei amenințări. Vreau să menționez că această sintagmă are un caracter estimativ, iar legea nu conține o interpretare acestea. Prin urmare, în fiecare caz în parte, cei abilitați cu aplicarea legii penale urmează să demonstreze despre posibilitatea realizării acestei amenințări. În teoria dreptului penal, în cazul infracțiunii prevăzute de 155, realizarea pericolului există dacă sunt întrunite două condiții, două criterii. Caracterul subiectiv, ce ține de convingerea victimei că amenințarea va fi realizată, starea emoțională acestei, personalitatea victimei și caracterul obiectiv, care ține de locul, timpul, abianța în care a fost expusă amenințarea, prezența la făptuitor a unei arme, intensitatea exprimării, și uneori poate fi și tendința infractorului spre cruzime, sadism și alte caracteristici. Totodată este important de reiterat că interpretarea sintagmei poate fi efectuată restrictiv și doar în favoarea făptuitorului. Referitor la semnele facultative ale laturii obiective, metoda, mijlocul, timpul, locul, ele nu sunt obligatorii, însă au importanță în cadrul individualizării pedepsei.
Infracțiunea prevăzută de articolul 155 Cod Penal este una formală, este consider consumată din momentul în care se aduce la cunoștință victimei amenințarea și apare pericolul realizării acestei amenințări. În continuare, analizând latura subiectivă a infracțiunii prevăzute de articolul 155, o să analizăm vinovăția, întrucât, deși în cadrul practicii este menționată vinovăția sub forma intenției, nu este specificat tipul acestea. În acest sens, ne alăturăm doctrinarilor care menționează asupra faptului că componentele formale pot fi săvârșite doar cu intenție directă. Referitor la semnele secundare ale laturii subiective, și anume emoțiile și motivul, putem menționa că emoțiile nu au impact asupra calificării, însă pot fi luate în considerare la individualizarea pedepsei, ca de exemplu starea de afect. Articolul 155 nu conține niciun motiv, însă este foarte important să stabilim motivele infracțiunii pentru a determina atât periculozitatea infractorului, cât și a determina măsura socială care urmează a fi aplicată. Motivele infracțiunii de amenințare pot fi diferite: gelozie, răzbunare, interes material, ostilitate, cât și altele. Deși în teoria dreptului penal există o opinie precum că motivele huliganice pot evolua în calitate de motive infracțiunii prevăzute la articolul 155, avem rezerve referitor la această afirmație, întrucât e de neconceput într-o ipoteză ca motivele huliganice să fie motive ale infracțiunii de amenințare și această faptă să nu fie absorbită de infracțiunii de huliganism. Cât despre scopul amenințării, este foarte important de a stabili și asta, deoarece el face deseori diferența dintre diferite componente de infracțiuni. Că, de exemplu, într-o speță judiciară, în care a fost aplicat și articolul 155 și articolul 173, s-a stabilit că scopul amenințării a fost obținerea unor favoruri sexuale. Un astfel de scop poate apărea doar în cadrul infracțiunii prevăzute la articolul 173. Considerăm că scopul infracțiunii prevăzute la articolul 155 este intimidarea victimei. Despre aceasta ne vorbește sintagma dacă a existat pericolul realizării acestei amenințări. Ori, dacă victima nu ar percepe amenințarea, ea nu s-ar intimida și nu i-ar apărea temerea pentru viața sa. Însă intimidarea este doar scopul primar al făptuitorului. Scopul final este de a diminua sau suprima capacitatea victimei de a lua decizii și de a se exprima. Referitor la subiectul infracțiunii, aceasta este o persoană fizică responsabilă care la momentul săvârșirii faptei a împlinit vârsta de 16 ani. Deși unii doctrinari au înaintat opinia de a fi modificată vârsta subiectului până la 14 ani, considerăm că o persoană de 14 ani, care a împlinit vârsta de 14 ani, încă nu poate conștientiza impactul amenințării asupra victimei. În final, referitor la obiectul infracțiunii, rămâne a fi nesoluționată problema amplasării fundamentate științifice în partea specială a Codului Penal al Republicii Moldova, articolului cu privire la infracțiunea de amenințare. În teoria dreptului penal autohton, până la moment, nu există unitate de opinie cu privire la asemenea amplasare. În cazul infracțiunii prevăzute de articolul 155, obiectul juridic special doar formal derivă din obiectul juridic generic. De aceea poate fi pusă la îndoială raportarea acesteia la grupul de infracțiuni, contravenții și sănătății persoanei. Această infracțiune nu aduce direct atingere vieții și sănătății persoanei. Valoarea socială concret lezată sunt relațiile sociale cu privire la libertatea psihică a persoanei. Deși este o atingere unei valori sociale, dar ea nu aduce concret lezarea vieții și sănătății persoanei. Prin acțiunea sa, făptuitorul încearcă să direcționeze voința victimei și în așa fel încât să-i urmeze voința. Deși este o influență negativă, nu este periclitată viața și sănătatea persoanei. Prin urmare, propunem excluderea articolului 155 din capitolul 2 a părții speciale a Codului Penal, care sună astfel ca denumire infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei, și completarea capitolului 3 al aceluiași cod cu un nou articol 169 cu indicele prim, și anume capitolul este infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei. Referitor la victima infracțiunii, putem menționa cu siguranță că este doar o persoană fizică, care în mod direct sau indirect a fost expusă amenințare și considerăm că are o calitate specială, și anume cea de a conștientiza ce
conștientiza amenințarea adusă. Ori ca o persoană să fie victimă a infracțiunii prevăzute de articolul 155, este important ca la aceasta să funcționeze conștiința. Este foarte important ca la aceasta să lucreze conștiința în așa măsură ca să-și dea seama că există riscul realizării amenințării cu omor sau cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. În cadrul tezei am analizat și ipotezele, situațiile în care persoanele nu pot fi victime ale infracțiunii prevăzute de articolul 155, luând în considerație concurența dintr-o normă generală și una specială. Și aici, ca exemplu, am adus articolul 142, alineatul 5, și anume că victima este o persoană care beneficiază de protecție internațională. Totodată, în scopul asigurării simetriei în conținutul articolului 169 prim, cod penal, în calitate de modificare legislativă, urmează a fi introdusă atât persoana care este expusă amenințarea, cât și persoana la care se referă amenințarea. Și anume, ar fi trebuit să fie specificat ruda apropiată. Esența acestui studiu este de a veni cu careva recomandări, iar în calitate de avantaje ale acestor recomandări este că ar apărea răspunderea contravențională pentru actele de persecuție, ar fi definite noțiunile de violență psihică și amenințare care sunt folosite de legiuitor, dar fără a fi definite, ar fi posibilă răspunderea penală pentru amenințarea cu săvârșirea oricăror din infracțiuni și nu doar a omorului sau a vătămării grave a integrității corporale sau a sănătății, iar pe plan jurisprudențial s-ar contribui la aplicarea strictă conformitate cu regulile de calificare și principiile legii, cât și s-ar evita erorile admise în aplicarea articolului 155 cod penal. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamna Anfriela. Stimați membri ai comisiei prezenți complet în totalitatea la ședință, vă rog să-i adresați întrebări pretendente. Puteți, Stanislav. Două întrebări, una de concretizare și una așa mai detaliat cumva. Prima, cu referire la propunerea de legiferent înaintată și vociferat în cele din urmă, dumneavoastră propuneți să fie incriminat amenințarea cu săvârșirea oricărei infracțiuni. Oricare infracțiuni sau totuși sunt anumite rezerve? În cadrul recomandărilor care le-am făcut eu, am menționat amenințarea cu oricăror din infracțiuni, rămân pe această poziție, dar referitor la pedeapsa care urmează să fie aplicată, este în dependență de gradul și periculozitatea, caracterul și prejudiciabil al infracțiunii. Sau nu am înțeles. Da, rămân poziția cu oricăror din infracțiuni. Ok. Mulțumesc. Deschimbarea de la serviciul de amenință că mă eschivez de la serviciul militar. Tot infracțiune. Oricare infracțiune. Ori totuși o delimitare este. De fapt, întrebarea mea a fost, domn profesor, nu din perspectiva tipului infracțiunii, ci din perspectiva gradului prejudiciabil a infracțiunii cu care se amenință. Dumneavoastră aveți în vedere că sunt infracțiuni ușoare, care amenințarea nu ar avea un impact. Da, și ce cineastră ați propus ca să fie exceptat din această. Și, de fapt, vreau să concretizez totuși momentul ăsta rămâne în vigoare sau nu? Asta da, rămâne în vigoare asta, da. Deci amenințarea cu săvârșirea unei infracțiuni ușoare nu... Nu are un impact prejudiciabil atât de da. Așa. Și a doua întrebare. Spuneți, vă rog, poate fi concurs ideal între amenințare cu omor și cu legalism? Nu poate fi. Infracțiunea de amenințare va fi absorbită de infracțiunea de huliganism. Vă mulțumim, profesor Bujor. Dumneavoastră veniți cu o propunere așa revoluționară de a exclude articolul 155 din capitolul... Păi, doctorant, domnul profesor, de trebuie să revoluționați, doctorant, primul pas, o facă și a include în alt capitol articolul 169.1. Ce v-a inspirat pe dumneavoastră să faceți o așa propunere? După cum și-am început prezentarea mea, datorită faptului că textul infracțiunii este unul destul de limitat,
sau a fost în practica judiciară întâlnite un anumit număr de erori judiciare, respectiv presupun că odată cu aducerea noilor modificări vor fi întâlnite mai rar erorile judiciare și erorile în cadrul interpretării și aplicării anume acestui articol. Dacă permiteți, studiul comparat va facilita această propunere de legiferiant? Da, într-o anumită parte, pot să spun, întrucât anume în legislația altor state am găsit exemplul unde este incriminată amenințarea, doar că e vorba de incriminarea nu a tuturor infracțiunilor, a tuturor infracțiunilor și deci acolo nu era vorba de o clasificare a infracțiunilor cu care se amenință. Deci, amenințare cu o infracțiune cu grad sporit, că de periculositate sporit mai mic, era egalată cu una de amenințare cu grad sporit mai înalt. Și de acolo cumva a venit și ideea de a face o astfel de recomandare, ca modificare. Dar din perspectiva locului, unde este amplasată, legitorii altor state, cum amplasează infracțiunea respectivă? În diferite state este amplasată diferit și da, și de acolo a venit și o idee referitor la locul, pentru că sunt state în care, într-adevăr, este amplasată... Chiar mai multe. Mai multe state în care este, după mine, corect amplasată în cadrul unui capitol ce se referă la libertate și libertatea psihică a persoanei. Alisa Grecu, stimată pretendentă, revenim iarăși la propunerea noastră de lege feriantă, articolul 169, prima amenințare cu săvârșire în infracțiuni, cu cele ușoare neclarificate, da? Rămân mai puțin grave și apoi componente agravante, da? Grave, deosebit de grave, excepțional de grave. La nivelul elementului subiectiv, latura subiectivă, vinovăția, trebuie să cuprindă conștientizarea categoriei infracțiunii conștiința făptuitorului. El trebuie să conștientizeze că amenință cu infracțiune deosebit de gravă, excepțional de gravă. Cum ați vedea dumneavoastră interpretarea la acest element subiectiv? Mulțumesc. Ce trebuie el să... Este evident că probabil pentru o persoană simplă care nu este inițiată în studii juridice, este foarte greu să conceapă că este o infracțiune mai deosebit de gravă sau mai gravă sau etc. Dar presupun că atunci când făptuitorul săvârșește intenționat, cu intenție directă, o anumită infracțiune își dă seama de caracterul prejudiciabil. Pentru că o persoană care comite un furt conștient, nu poate fi intenția sa și procesele volitive care se întâmplă în creierul ei, sigur nu poate fi comparat cu o persoană care săvârșește o infracțiune de omor. Respectiv, cu siguranță, în conștiința persoanei, undeva înăuntru conștientizează despre caracterul prejudiciabil. Da, nu cunoaște că este infracțiune mai gravă sau mai puțin gravă, dar conștientizează că ea conștientizează despre gradul ei. Eu presupun că undeva da. Vreau să menționez că un model similar există în capitolul 14, infracțiuni contra justiției, unde vedem în calitate de circumstanțe agravante la mai multe infracțiuni, de exemplu, denunțul sau declarația menționată în calitate de agravant apare, deci, în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave. Adică nu e un model totul nou, fost doar adaptat specificului amenințării cu omor, specificului amenințării cu infracțiuni, da? Dar deja există un asemenea model. Vă mulțumim, alte întrebări? Stimați colegi, da? Atunci, permiteți să ne încerc ce urmează, în cele ce urmează, permiteți-mi să aduc la cunoștință participanților la susținere, sugestiile și observațiile expuse la prezentarea manuscrisului tezei în ședința de evaluare preliminară a acestea. În ziua de 24 august, anul curent, 2021, am avut ședința Departamentului Drept Penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova,
la care a fost supusă evaluării preliminare teza de doctorat elaborată de doamna Mihaela Angheluță, precum și rezumatul acesteia. În cadrul evaluării preliminare a tezei respective au participat membrii Departamentului Drept Penal al Facultății de Drept USM. Aceștia au apreciat că teza are o ținută științifică înaltă. Problemele puse în discuție au fost tratate de pe poziții calitativ noi, având la bază o consistentă argumentare, ce scuze. În cele din urmă, membrii Departamentului Drept Penal au convenit asupra înaintării următoarelor recomandări, care de altfel se regăsesc și în avizul Departamentului Drept Penal din ziua de 24 august 2021, după cum urmează. S-a propus inițierea unei discuții privind oportunitatea agravării răspunderii penale în situații în care între făptuitor și victimă există o relație specială, de exemplu membru de familie, ca în cazul multor altor infracțiuni contra persoanei. Făptuitorul urmărește un scop special, de exemplu pentru a înlesni săvârșirea unei alte infracțiuni. S-a recomandat formularea unei concluzii generale cu privire la practica aplicării articolului 155 Cod Penal al Republicii Moldova. La rândul lor, conducătorul de doctorat și membrii Comisiei de Îndrumare au remarcat faptul că teza are o ținută științifică înaltă, lucrarea se distinge prin bogăția de idei, informații și soluții care sunt oferite într-o abordare originală și, în final, s-a recomandat autorului următoarele. La pagina 207, autoarea indică, citat, în cazul violenței psihice, în general, și al amenințării, în particular, făptuitorul poate recurge nu doar la constrângere, ci și la convingere. Constrângerea și convingerea diferă prin aceea că prima, deși are ca scop modificarea conduitei victimei, îi lasă acestea de fiecare dată posibilitatea de a alege varianta de comportament. În opoziție, constrângerea nu-i lasă victimei o asemenea posibilitate, deoarece implică subordonarea voinței victimei, excluderea acesteia de la luarea actului decizional. Citat închis. Probabil autoarea a avut să puncteze că convingerea, nu însă constrângerea, deși are ca scop modificarea conduitei victimei, îi lasă acestea de fiecare dată posibilitatea de a alege varianta de comportament. La concluzia 7, deci sub numărul 7 și 8, din compartimentul din teză, concluzii generale și recomandări, necesită a fi acestea două comasate. Articolul 169 prim, Cod Penal RM, nou formulat, ar trebui să cuprindă 3 alineate, dar nu 5. Redacția propusă nu concordă cu principiul construirii unei legi penale laconice. Se sugerează ca alineatul 1 să incrimineze amenințarea unei persoane sau unei rude apropiate acestea cu săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave sau grave, iar alineatul 2, amenințarea unei persoane sau unei rude apropiate acestea cu săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave. Diferențierea răspunderii penale poate fi făcută ușor prin pedepsele alternative și relativ determinate. Acest lucru îl face însăși autoarea tezei, la alineatul 5, atunci când propune agravarea răspunderii penale pentru amenințare din motive de prejudecată, dispreț sau ură, agravanta fiind incidentă tuturor cazurilor de amenințare cu săvârșirea unei infracțiuni, de la cele mai puțin grave spre cele excepțional de grave. Deci acestea au fost observațiile care au fost înaintate la ședința Departamentului Drept Penal și, respectiv, ofer cuvântul autoarei tezei pentru a comenta sugestiile și observațiile expuse la prezentarea manuscrisului tezei în ședința de evaluare preliminară a tezei. Cu referire la obiecțiile care au fost citate acum. Cu referire la obiecția care ați menționat-o despre includerea în, nu în 5 alineate, dar în 4, întrucât nu corespunde principiului legii laconice. Am auzit-o și atunci când, pe data de 24 august, consider că o astfel de amplasare, aranjare articolului ar
să mi aranjez un pic gândurile. Deci au fost luate în considerare de către dumneavoastră. Deci tot ce s-a vorbit la ședința departamentului, observațiile, sugestiile care au fost expuse la prezentarea manuscrisului. Au fost luate în considerație de mine, dar nu toate au fost introduse ca modificare în cadrul tezei de doctorat. Bine, vă mulțumim. Deci, în continuare, vreau să procedăm la următoarea etapă și deci permiteți să-mi sotez cuvântul referenților oficiali pentru a prezenta referatele de analiză și permiteți să începem cu domnul profesor Bujor. Vă mulțumesc, dar sunt persoane cu tipuri și grade mai superioare ca Bujor. Discut de un conferențiar universitar și un profesor universitar. Domnul profesor? Vă mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, doamnă președinte. Cu deosebită plăcere particip la a treia susținere parcursul aceste două săptămâni, unde sunt prezentate niște teze destul de interesante, consistente. Și chiar dacă nu mă consider penalist, totuși eu sunt criminolog, dar foarte multă materie și expusă prezintă un interes într-adevăr inedit pentru teorie și practică dreptului penal. Și această teză am citit-o foarte atent. Cred că este un studiu juridico-penal destul de complex, axat pe o analiză doctrinară a elementelor, semnelor, componenței din acțiune prevăzute la articolul 155 cod penal, dar și a practicii judiciare la problema dată. Cercetarea abordează un subiect actual, deoarece infracțiunea prevăzută de articolul nominalizat nu a fost studiată multiaspectual și complex la nivel de o teză de doctorat, mă refer la Republica Moldova. Și, într-adevăr, studiile realizate țin de interpretări a normei respective în manuale, comentarii, articole științifice. Dat fiind faptul că, într-adevăr, și aici sunt de acord cu cele afirmate de doctorandă, unii termeni din conținutul normei articolul 155 a codului penal au un caracter estimativ, iar interpretarea normativă oficială lasă semne de întrebare. Acestea aduc la erori judiciare și, în consecință, la lizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor. Aceste disfuncționalități constatate de autor care le împărtășim, fac actual necesar și important studiul științific aprofundat al infracțiunii de amenințare cu omor și vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. Dacă se trecem în revistă succintă a conținutului, dacă eram al doilea exponent, poate aspectul ăsta îl treceam cu vederea, dar o să ușurez activitatea dumneavoastră și o să mă refer la fiecare capitol, cel puțin subțin. În primul capitol, 32 de pagine, având doctorandul a trecut în revistă și a analizat profund publicațiile științifice reprezentative în care s-a reflectat cercetarea, interpretarea și definirea noțiunilor ce țin din infracțiunea respectivă, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Doctoranda a trecut în revista abordările doctrinare într-o ordine cronologică, scoțând în evidență acele probleme care au fost soluționate, cele tratate în contradictoriu și, de asemenea, aspectele care sunt puțin studiate sau au rămas în afara obiectivelor de cercetare sau cer o abordare nouă în contextul realității de azi. În rezultatul studiului realizat în capitolul 1, autorul a formulat problemele de cercetare și a
trasa direcțiile de soluționare a problemei științifice. În următorul capitol, care este destul de voluminos, 76 pagini, autorul examinează obiectul infracțiunii de amenințare cu omor, ori vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății, printr-o abordare extrem de minuțioasă, logică și argumentată. Accentul abordării din acest capitol a fost pus pe determinarea valorii socializate prin infracțiunea respectivă. Ori, în literatura de specialitate, nu este punctată o poziție unică în acest sens. Autoarea, uneori, când autorul este și autoarea, cam greu de, dacă spun autorul, am în vedere autorul tezii, nu el. Autoarea argumentează că infracțiunea de amenințare cu omor ori cu vătămare gravă a integrității corporale nu atentează la relații sociale cu privire la viața și sănătatea persoanei, ci are ca obiect juridic special relații sociale cu privire la libertatea psihică a persoanei, fiind definită noțiunea de libertate psihică a persoanei. Și chiar dacă nu tot împărtășesc această viziune, dar e destul de interesantă, mi-a plăcut logica expunerii și de ce nu, poate că în viitor vom avea și modificările respective. Totodată, în acest capitol, autorul studiază victima infracțiunii respective și scoate în evidență calitățile speciale pe care trebuie să le îndeplinească cu referire la aplicarea prevederilor articolului 155. Mă refer la victimă. Destul de voluminos este capitolul 3, aproape 100 de pagini. Este dedicat analizei latului obiectiv a infracțiunii de amenințare cu omor, ori vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății. Au fost analizate și definite noțiunile care, în ansamblul lor, permit a descrie conceptul de violență psihică și manifestarea acesteia în contextul infracțiunii respective. Autorul definește noțiunea de amenințare și descrie semnele acesteia în accepțiunea infracțiunii prevăzut la articolul 155. De asemenea, este analizat semnificația semnelor facultative ale latului obiective prin prisma individualizării sancțiunilor penale prevăzute la acest articol și sunt abordate condițiile obligatorii ale amenințării, unde s-au semnalat mai multe omisiuni în cadrul normativ cu referire la această infracțiune. Elementele subiective ale infracțiunii sunt spuse unei analize ample, de asemenea, în capitolul 4, unde autorul se referă la toate semnele latului subiectiv, inovație, motivul, scopul și descrie manifestarea și semnificația acestora în cazul săvârșirii infracțiunii de amenințare cu omor, ori vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății. Se argumentează calificarea faptei infracționare în dependență de starea psihică, prezența motivelor huliganice, exteriorizarea intenției de a săvârși infracțiune de omor. Prezintă interes analiza cu referire la scopul acestei infracțiuni. Scopul primar de a intimida victima și scopul final de a suprima sau a diminua capacitatea victimii de a lua decizii și de a-și exprima opinii. Aceste două scopuri, viziunea autorului, au un caracter obligatoriu în cazul infracțiunii prevăzute la articolul 155. Întrucât ele se numără printre condițiile necesare și suficiente pentru ca o acțiune să fie considerată amenințare. Doctorandul a făcut o incursiune și în practică judiciară, semnalând erori de apreciere a caracterului infracțiunii în cauză, unoare caracterul complex al infracțiunii care poate influența stabilirea scopului. Succint, însă, la concret, sunt expuse și descrise semnele subiectului infracțiunii prevăzute în articolul 155. Este analizat specificul participației în această infracțiune. Adică, toate aspectele ce țin de problematica dată, noi practic le întâlnim.
Dacă ne pronunțăm pe ansamblu la cele relatate, vreau să spunez că, pornind de la analiza conținutului tezii noi făcută, ne-am convins că studiul realizat este în concordanță cu planul lucrării, cu scopul și obiectivele tezii. De asemenea, constat că rezumatul reflectă conținutul tezii și principalele idei ale problematicii abordate și principalele idei ale problematicii abordate sunt de plin reflectate în publicațiile autorului. Adică rezumatul reflectă conținutul, dar celelalte probleme mai largi sunt, noi le găsim în publicațiile autorului. Noutatea științifică a tezii de doctorat constă în efectuarea unei abordări completamente noi a unei probleme, chiar dacă relativ cunoscute, dar totuși abordarea este absolut nouă. Autorul a stabilit mai multe vulnerabilități ale normei în vigoare sau și incidența acestor erorilor, incidența erorilor în practica judiciară, în determinarea semnelor privind violența psihică și calificarea amenințărilor cu omorul, ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau sănătății. Dacă ne referim la suportul metodologic, constat că scopul care și l-a propus autorul pentru cercetarea sa este formulat clar, concis și corespunde temei tezii, evidențiind care aspecte ale amenințării cu omor, ori vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății urmează a fi examinate în vederea stabilirii neajunsurilor ce caracterizează apărarea penală a libertății psihice, precum și în sugerarea unor soluții de îmbunătățire a calității apărării penale a acestei valori sociale. Pentru realizarea acestui scop au fost propuse mai multe obiective expuse logic și care și-au găsit reflectare în conținutul tezii de doctorat. Pentru formularea acestora, doctoranul a studiat, după cum am evidențiat și mai sus, literatura de specialitate autohtonă și străină. Metodologia folosită în cercetare este diversă și în cea mai mare parte adecvată studiului realizat, a scopurilor stabilit și obiectivelor formulate. Constat că autorul stabilește instrumentariul de cercetare. Ca și oricare studiu de doctorat, doctorandul vine cu mai multe concluzii și recomandări la fine fiecărui capitol și la general. Concluzii și recomandările au o formulare logică, reprezentând realizarea la general obiectivelor stipulate. Aceste propuneri și constatările autorului, rezultatele obținute, prezintă interes nu doar pentru cercetători, dar și au o utilitate practică vădită, care permite uniformizarea interpretării semnelor obligatorii la amenințării cu umor, ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. Subliniem că autorul studiului nu pur și simplu vine cu propuneri vizând îmbunătățirea cadrului normativ, dar propune soluții absolut noi de modificare profundă a cadrului normativ îndreptat spre apărarea unei așa valori cum este libertatea psihică a persoanei. În acest context, cercetarea realizată de doctorand o consider originală, novatorie și cu impact teoretic la practic pronunțat. Textul tezii este expus logic și clar, cu aplicare corectă la general a standardelor bibliografice. Referințele la sursele bibliografice sunt citate corespunzător. Poate este necesară o mică intervenție în text pentru a exclude unele greșeli care s-au strecurat sau unele construcții logice, stilistice de exprimare. Doar unele sugestii pe marginea tezii
Vreau să atrag atenția că introducerea tezei ca componentă a studiului realizat se cere a fi revăzută în viziunea mea. În primul rând, fortificând compartimentul ce ține de actualitate temei, căruia, dacă la concret dumneavoastră o să analizați, îi atribuiți jumătate de pagină. În schimb, nouă pagină, dumneavoastră demonstrați cu analize, cu trimiteri la 48 de surse, ceea ce nu se face în introducere, demonstrați că articolul 156 este în concordanță cu principiul ultima rațiu și corespunde principiul unei valori sociale legitim protejate. Așa, acest studiu, așa analiză, se face în textul de bază. Aici dumneavoastră trebuie să arătați. De ce considerați că problema abordată este actuală și necesită un studiu de așa nivel. Doi, chiar dacă am constatat că autorul posedă instrumentariul metodologic de cercetare, totuși prezentarea și descrierea metodologiei în introducere o văd necesar de completat. Nu pur și simplu enumerat. Și aceasta deja se observă nu la primul studiu. De asemenea, dumneavoastră afirmați că ați analizat circa 130 de sentințe și decizii ale instanțelor judecătorești din Republica Moldova. Însă, în anexe, nu găsim instrumentariul folosit în această analiză și nici prezentarea rezultatelor. Am de chestionare, tabele, note informative, deoarece eu am primit aceasta pur și simplu ca declarație. Da, sunt enumerate deciziile respective. Însă, dacă dumneavoastră afirmați că ați analizat, ați studiat, acest lucru se face folosind un anumit instrumentariu metodologic. Și el lipsește. Dacă nu l-ați anexat, trebuie să fie. Eu cred că este, nu poate așa analiză să fie făcut pur și simplu răsfoind sentințe, căutând ceva fără a avea un obiectiv bine propus. Se recomandă prezentarea în concluzii generale din comportament final al lucrării, a rezultatelor științifice obținute, în așa mod ca ele să fie raportate la scopul și obiectivele lucrării. Adică concordanțe au fost trasate următoarele obiective și acele concluzii generale, dumneavoastră, să le arătați, iată, în așa mod. Cum sunt formulate pe deplin, adică în introducere. Toate concluziile nu pot spune că sunt voluminoase sau nu voluminoase. Fiecare deja instituție decide volumul, dar eu la alt aspect mă refer, că concluziile pe capitole, ele repete ceea ce dumneavoastră deja ați constatat în text. Aici cele mai importante, una, două pagini, dar nu patru, cinci pagini și iarăși repetați ce deja ați constatat. Selectați de acolo principalele aspecte care se referă nemijlocit la deja finalitatea ce ați constatat dumneavoastră în urmă studiu. Cu referire la titlul lucrării, care de regulă trebuie să redeie problematica de și domeniul de interes al studiului, aspecte juridico-penale, cronologice, criminalistice, pur și simplu, iată, denumirea las semnul de întrebare. Da, dacă ne uităm deja specialitatea, intuim că studiul este din domeniul dreptului penal. Dar care? Cine de analiza judico-penală a componenței, unele aspecte a răspunderii juridice. Dar acestea sunt sugestii ca persoană care
deja a analizat mai multe teze și reșințele în cerințele normative. La general, teza de doctorat realizată de Mihaela Angeluță la specialitatea 554-01 drept penal și instituțional penal, titlul Amenințare cu omor ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății, corespunde, după formă și conținut cerințelor înaintate către lucrări de acest gen, este una originală cu impact solid asupra dezvoltării doctrinii penale la problematica abordată. Consider că autorul merită conferirea titlului științific de doctor în drept. Vă mulțumesc. Mulțumesc dumneavoastră, distinsă profesor. Continuăm cu domnul Copescu, domnul Dumnezeu. Stimată președinte, stimați membri ai comisiei, stimată pretendentă și stimată audiență. Permiteți-mi să-mi expun punctul de vedere în calitate de referent oficial la această teză, semnată de către Angeluță Mihaela cu tema Amenințarea cu omor, ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății. În rezultatul analizei tezii doctor, în postura de referent oficial, în temeiul literii a neapărântului articolul 42 de regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova și punctul 11 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezii de doctorat, aprobată de Consiliul Științific a Universității de Stat din Moldova în ședința din 26.09.2018, consemnez următoarele. Cu privire la actualitatea temei și a problematicii abordate, teza elaborată de Angeluță Mihaela este axată pe una dintre cele mai complexe și actuale probleme înviderate în teoria dreptului penal, precum și în practica judiciară. Identificarea fără echivoc a conținutului elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la articolul 55 Cod Penal, sub denumirea de amenințare cu omor, ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății, avându-se vederea necesitatea stringentă de clarificarea unor aspecte problematice pentru buna aplicare a legii penale, cazurilor practice concrete. Tematica tezii de doctorat, pe care a ales-o pretendenta la grad științific, este mai mult ca actuală, avându-se în vedere 1. Importanța relațiilor sociale cu privire la libertatea psihică a persoanei, valoare socială inerentă persoanei. 2. Dinamica infracțiunilor de amenințare cu omor sau cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății, care, actualmente, este una suficient de ridicată, fapt desprins prin simpla consultare a portalurilor instanțelor de judecată de Republica Moldova. 3. Problemele practice cu care se confruntă practicienii la punerea în aplicare a normei prevăzute la articolul 55 Cod Penal, printre care disocierea infracțiunii prevăzute la articolul 55 Cod Penal de unele fapte conexe, exemplu, tentativa la omor intenționat, tentativa la vătămare intenționată gravă, lipsirea de viață din imprudență, vătămarea gravă sau media integrității corporale sau sănătății persoanei din imprudență, amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau unei persoane care își îndeplinește datoria obștească, etc. Soluționarea problemelor de concurență între norma înscrisă la articolul 55 Cod Penal și alte norme incriminatorie, printre care articolul 142 alineatul 5, articolul 180 cu 1 litera B, aneatul 1, articolul 201 cu indice 1, aneatul 3, articolul 205, articolul 286, articolul 314, 349, 367 și altele. Încadrarea neuniformă a faptelor de amenințare cu omor, ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. 4. Lipsa unor cercetări temeinice care să clarifice majoritatea dificultăților de înțelegere a conținutului infracțiunii prevăzute la articolul 55, precum și a celor sesizate în practica de transpunere a respectivului articol. 5. Imperfecțiunile de care suferă articolul 55 Cod Penal, inclusiv din perspectiva locului, amplasării articolului enunțat în cadrul capitolului Cărții Speciale. Și 6. Ineficiența cadrului normativ penal moldav, în planul lipsei unor incriminări care să protejeze mai cuprinzător libertatea psihică a persoanei, adică de alte manifestări similare infracțiunii prevăzute la articolul 55 Cod Penal. Probabil toate acestea au determinat necesitatea unui studiu aprofundat, științific argumentat al tematicii,
axate pe analiza infracțiunii de amenințare cu omor, ori cu vătămare gravă integrității corporale sau sănătății, îndemnând la abordare de pe poziții noi a acestei incriminări. Doctoranda, în acest sens, a reușit să argumenteze actualitatea a temei abordate, având drept premisie prevederile naționale și internaționale, având drept obiect persoana ca valoare supremă a societății și corespunzător libertatea psihică ca valoare socială subsecventă acestea, încercarea de a identifica în corespundere cu principiul unei valori sociale legitim protejate, precum și de a stabili dacă respectivul articol se află în concordanță cu principiul ultima ratio. În ceea ce privește metodologia utilizată, precum și gradul de corespundere acestea față de obiectivele trasate, menționăm următoarele. În vederea atingerii scopului și obiectivelor trasate, doctoranda a folosit o metodologie bogată. Cu titlul exemplificativ, remarcăm următoarele metode uzitate în procesul cercetării efectuate. 1. Metoda logică. Metoda inerentă oricărei investigații juridico-penale și folosită abundent în procesul a. Identificării conținutului semnelor constitutive ale infracțiunii de amenințare cu omor, cu vătămare gravă integrității corporale sau sănătății. B. Delimitării infracțiunii prevăzute la articolul 55 de alte fapte conexe. C. Determinării carențelor legislative în materie protecției libertății psihice a persoanei. D. Stabilirii deficiențelor în activitatea celor abilitați să aplice legea penală în general și articolul 55 în special. E. Înaintării propunerilor de îmbunătățire a cadrului incriminator existent. Deducția. Metodul folosită de către doctorand în procesul a. Identificării obiectului de atentare infracțională prin săvârșirea infracțiunii de amenințare cu omor, ori cu vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății, ținând cont de gruparea ierarhică a obiectului juridic. B. Caracterizării la obiective infracțiunii prevăzute la articolul 55 cod penal, aspect concretizat în definirea violenței psihice, a amenințării, forma violenței psihice în general, precum și amenințării, forme de exprimare a faptei prejudiciabile prevăzute la articolul 55 cod penal. C. Determinării semnelor componenței de infracțiuni stipulate la articolul 55 cod penal, ce caracterizează subiectul și latura subiectivă, abordarea de la general la special, a vinovăției, a scopului și a motivului infracțiunii, precum și a semnelor ce descriu subiectul infracțiunii. Metoda istorică. Metoda folosită de doctorandă la analiza reglementărilor privind amenințarea cu omorul, cu vătămarea gravă a integrității corporale sau sănătății din perspectivă evolutivă. Special sesizăm aplicarea intensivă a metodei indicate la justificarea posibilă a intervenției legiuitorului moldav de a localiza infracțiunea de amenințare cu omor sau vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății persoanei în cadrul capitolului părții speciale codului penal dedicat protecției vieții și sănătății persoanei. La concret, au fost examinate prevederi scrise în următoarele acte normative, Codul de pedepse criminale și corecționale Imperiului Rus din 1845, Codul Penal Rus din 1903, Codica Criminalicească a Moldovei, Codul Penal Român din 1865 și alte. Metoda comparativă. Atunci când a fost supusă analizei articolul 55 Codul Penal, în raport cu norme similare de legislație penale ale unor state străine, este de remarcat efortul doctorandei îndreptat spre analiza prevederilor legale ale unui număr foarte mare de state, legislațiilor unui număr foarte mare de state, în sfera ce vizează amenințarea cu omor, cu vătămarea gravă a integrității corporale sau sănătății, precum și alte fapte conexe. În acest sens, considerăm că doctoranda a supus cercetări reglementării penale atât a legislațiilor unor state europene, printre care Italia, Franța, Portugalia, Polonia, Ucraina și altele, cât și din legislațiile altor state, non-europene, exemplu, Japonia, deci Ghana, Belize, Bahamas, statul Arizona, Costa Rica, Argentina. Sesizăm că doctoranda a făcut anumite constatări absolut utile, tocmai în rezultatul studiului comparat efectuat. De asemenea, unele din propuneri de lege ferendă formulate de către doctoranda și au drept suport tocmai bunele practici în materie studiate, consfințite în legislațiile penale ale unor state străine. Cu titlu de exemplu, evocăm propunerea de lege ferendă privind reașezarea infracțiunii analizate în cadrul capitolului părții speciale a codului penal dedicat protecției libertății persoanei. Metoda respectivă a fost folosită pe larg și în alt plan. Și anume, în cel al disocierii infracțiunii prevăzute la articolul 55 de unele fapte penale și non-penale similare. Deci sunt foarte multe fapte în acest sens delimitate de infracțiunea analizată. Cu titlu exemplificativ am să evoc articolul 37, alineatul 5, articolul 142, 349, 367 și inclusiv fapte contravenționale. De exemplu, alineatul 16, articolul 217 din codul contravențional. Metoda sistematică. Metoda folosită de către doctorand în procesul oferirii conținutului infracțiunii prevăzute la articolul 55 cod penal prin apelarea la conținutul altor norme de incriminare sau caracter extrapenal. Exemplu, norme contravenționale, norme înscrise în codul civil, în codul familiei, în codul muncii, în codul educației.
De remarcat că metodele folosite corespund totalmente scopului și obiectivelor trasate. Astfel de pildă, doctoranda își propune drept obiective la cercetarea temei tezii următoarele. Analiza juridico-istorică și de drept comparată a reglementărilor privitoare la amenințarea cu omor, ori cu vătămarea gravă integrității corporale sau a sănătății, stabilirea deosebirilor dintre infracțiunea prevăzută la articolul 55 Cod Penal și tentativa la unele fapte care presupun aplicarea violenței fizice. De remarcat că atingerea acestor obiective a fost realizată doar în condițiile folosirii de către doctoranda metodei comparative de cercetare, precum și cele istorice. În mod similar, doctoranda își propune drept obiective definirea noțiunilor de violență psihică, amenințare, precum și stabilirea cu raportul dintre aceste noțiuni, determinarea conexiunilor dintre noțiunile constrângere psihică și amenințare. Constatăm că atingerea acestor obiective nu a fost posibilă fără realizarea unei cercetări implicând folosirea metodei deductive, precum și cele logice. Sesizăm că doctoranda vine să propună mai multe recomandări legislative apte să ducă la perfecționarea cadrului criminator, dar și celui conex. În același timp, însă, remarcăm că doctoranda nu își propune un atare obiectiv. Cel puțin acesta nu este stipulat în cadrul compartimentului din teză dedicat aspectelor introductive. Considerăm că acesta urmează a fi specificat în mod expres printre obiectivele necesare atingerii scopului tezii punctate către doctoranda. Deci, cea din urmă frază ține de o sugestie. În planul conținutului tezii de doctorat, remarc următoarele. Teza este structurată în 4 capitole, ultimele 3 capitole destinate caracterizării ca atare a infracțiunii, având o proporție acceptabilă pentru ce zicem de lucrări, între ele neexistând decalaj, ce ar afecta caracterul deproporționat al capitolului tezii. Capitolul 1 conține două secțiuni, una destinată analizei materialelor științifice privitoare la amenințarea cu omorul, cu vătămarea gravă a integrității corporale sau sănătății, publicată Republica Moldova, și alta destinată analizei materialelor științifice în sfera ce vizează aceeași infracțiune, dar publicate peste hotare. Exemplu, România, Federația Rusă, Ucraina. Cercetarea materialelor științifice ce au constituit de fapt și baza teoretică a tezii de doctorat a fost făcută în ordine cronologică, fiind supuse analizei materiale științifice datând cu anul 1997 până în anul 2021. Corespunzător, baza științifică a tezii cuprinde, printre altele, materiale de ultimă oră, ceea ce denotă că statuările și concluziile doctorandei răspund cerințe de noutate și actualitate științifică. Examinarea materialelor științifice efectuată comportă caracteristici etic și dogmatică. În unele cazuri testăm o analiză critică a tezilor doctrinare expuse cu prilejul cercetării unor sau altor aspecte vizând tema tezii. În urma analizei comparative a situației existente în domeniu, doctoranda formulează problema cercetare, care soluționare se impune de parcursul elaborării tezii, precum și identifică direcții de soluționare a problemei cercetare. În cadrul acelui capitol, doctoranda accentuează în mod repetat scopul cercetării și obiectivele trasate în vederea atingerii scopului țintit, evident prin soluționarea problemei de cercetare în baza direcțiilor corect identificate. Capitolul 2 este dedicat abordării obiectului juridic generic, obiectului juridic special și victimei infracțiunii de amenințare cu omor sau cu vătămare a integrității corporale sau a sănătății. Cercetarea obiectului juridic este realizată de la general la special. În planul obiectului juridic generic al infracțiunii prevăzute la articolul 55 Cod Penal, doctoranda efectuează dublă analiză. 1. A conotațiilor de lege lată și 2. A conotațiilor de lege ferentă. În special, este meritorie intervenția doctorandei în direcția punctării asupra implicațiilor de lege ferenda, vizând locul infracțiunii prevăzute la articolul 55 Cod Penal în sistemul părții speciale a Codului Penal. Ab initio, doctoranda observă pe bună dreptate existența unei probleme nesoluționate atât în plan legislativ cât și în plan teoretic privind amplasarea în partea specială a Codului Penal articolului cu privire la infracțiunea de amenințare cu omorul, cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. Doctoranda remarcă că problematica este determinată de faptul că în unele state legiuitorul are o concepție privind apartenența de grup a componenței de amenințare cu omor, care se deosebește de concepția promovată de legiuitorul moldav. Doctoranda aduce numeroase argumente, precum că infracțiunea prevăzută la articolul 55 Cod Penal nu aduce atingere nici vieții persoanei, nici sănătății acestea, motiv pentru care trebuie exclusă din conținutul capitolului 2 al Cărții Speciale a Codului Penal. În același timp, doctoranda constată că amenințarea cu omorul, cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, îi provoacă victimii stres, teamă, îngrijorare pentru propria siguranță, sentimente de natură, suprema voința. În consecință, în vederea asigurării unei derivații fundamentate științific a obiectului juridic special al infracțiunii prevăzut la articolul 55 Cod Penal, din obiectul juridic generic al acestei infracțiuni, doctoranda propune excluderea acestui articol din capitolul 2 al Cărții Speciale a Codului Penal și completarea capitolului 3 al Cărții Speciale a Codului Penal cu un nou articol 169.1, în care incriminarea amenințării va avea o paradigmă reconceptualizată. Este convingătoare următoarea concluzie a doctorandei în conjunctura obiectului juridic special al infracțiunii examinate.
deschid citatul. Infracțiunea prevăzută la articolul 55 Cod Penal are un singur obiect juridic special. Acest obiect este simplu, nu complex sau multiplu, nu principal, secundar sau facultativ. Acest obiect este constituit din relațiile sociale cu privire la libertatea psihică a persoanei. Închid citatul. În ceea ce privește victima infracțiunii prevăzute la articolul 55 Cod Penal, doctoranda conchide că în această postură poate apărea doar persoana care este expusă direct sau indirect amenințarea la care se referă conținutul amenințării. În același timp, având în vedere conținut articolul 272 și 349 din Codul Penal, norme speciale în raport cu infracțiunea prevăzută la articolul 55 Codul Penal, în parte ce vizează victima acestor infracțiuni, pentru a asigura simetria între norma generală și cea specială, doctoranda remarcă, cu drept cuvânt, că noul articol 69 cu indiciu 1 se cuprinde în postura de victimă atât persoana care este expusă amenințarea, cât și persoana la care se referă conținutul amenințării. O parte substanțială a studiului este dedicată investigării cu raportului între norma scrisă la articolul 55 și unele norme concurente, în special a normelor care cuprind cazuri speciale a amenințării cu omor sau cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. În capitolul 3 este investigată latura obiectivă a infracțiunii de amenințare cu omor sau cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. Atrage atenția abordarea interesantă a segmentului indicat de la o analiză generală spre una particulară. În concret, A. Este examinată noțiunea de violență psihică. B. Sunt identificate tipurile de violență în funcție de obiectul de influențare, precum și tipurile violenței psihice. C. Este evidențiată accepțiunea normativ penală a noțiunii de violență psihică. D. Este caracterizată noțiunea amenințare, utilizată în parte specială a codului penal ca fiind forma cea mai întâlnită a violenței psihice. Și E. Sunt etalate în definitivă caracteristicile amenințării în sensul infracțiunii prevăzute la articolul 55 Cod Penal. Remarcăm că efortul doctorandei la studierea acestor aspecte a fost impulsionat de necesitatea răspunderii la întrebare. Constituie oare amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau sănătății parte a noțiunii violență psihică? Inter alia, este sesizată abordarea critică a poziției legiuitorului moldav, dar și a oamenilor de știință care oferă o interpretare la tot sensul termenului violență, atât de violență fizică, cât și de violență psihică. Doctoranda fiind în dezacord cu asemenea optică. În contextul analizat, consider remarcabile următoarele concluzii constatări ale doctorandei. Dacă legea penală în noțiunea de violență este folosită fără precizarea caracterului acestea, adică fizică sau psihică, atunci această noțiune se referă la influențarea asupra corpului persoanei. Adică este echivalentă cu violența fizică. Și 2. Doar în cazul normei de la litera A, neatul 2, articolul 26, cod penal, noțiunea de violență psihică este prezentată în accepțiune normativ penală, fiind indicată în mod expres alături de noțiunea de violență fizică. Potrivit doctorandii, nefiind definit termenul violență psihică, care se operează în textul literei A, neatul 2, articolul 26, cod penal, nu se bucură de claritate, motiv pentru care ar exista pericol încălcării principiului legalității în sensul interpretării extensive de favorabil. Pe de altă parte, doctoratul ajunge în concluzia că noțiunea violență psihică nu trebuie restrânsă la amenințare, aceasta fiind doar una dintre tipurile violenței psihice, alături de hipnoză, urmărirea obsesivă a persoanei. Sunt aduse argumente în favoarea reaprecierii, injurii, calomniei, înșelăciunii sau a torturii în calitate de forme a violenței psihice. Neapreciere, mă scuzați. O atenție sporită este acordată examinării formelor mai puțin ordinare ale violenței psihice, și anume hipnoza și urmărirea obsesivă a persoanei, adică actul de persecuție. Doctoranda reține că în accepțiunea normativ penală hipnoza nu poate fi considerată tip de violență psihică, cel puțin în conjunctura legii penale Republicii Moldova. Aceasta deoarece, verbul regens, hipnoza nu este indicată în textul pe unei dispoziții incriminatorii. Aceasta nu este nici măcar indirect din textul legii. De aceea, doctoranda consideră în viziunea noastră întemeiat că noțiunea de violență psihică utilizată în dispoziția normei de la litera A, aliatul 2, articolul 26, cod penal, trebuie să fie interpretată cât mai restrictiv. Și anume, doar cu referire la amenințare. Iar pentru o mai largă interpretare a noțiunii de violență psihică, în albia principiului legalității incriminării, doctoranda înaintează o propunere de lege ferendă suficient de curajoasă, exprimată în definirea lato sensu a noțiunii de violență psihică, incluzând această categorie, amenințarea, hipnoza și actele de persecuție. La pagina 170, TR-177, doctoranda aduce argumente în special de ordin comparat, efectuând numeroase trimiteri la legislațiile unor state străine într-o demonstrare a faptului că actele de persecuție constituie o formă a violenței psihice. În final, ținând cont de bunele practice în materie, doctoranda recomandă o nouă redacție articolul 78 cu indice 2 din Codul Contravențional, articol ce sancționează actele de persecuție. Din punctul meu de vedere, reiterez acest lucru.
principiu, se impunea o recomandare suplimentară și anume trecere faptei ilicite sus indicate din sfera contravențională în ce penal. Ori tocmai la o asemenea concluzie îndeamnă studiu comparat efectuat. Mai mult, drept argument suplimentar care îl prezint deci, în acest context și care a intervenit cu titlul de argument suplimentar, deci rest din prevederile Convenției de la Istanbul, deci Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ratificată recent de către Republica Moldova. Tocmai în lumina acestor, deci acestei convenții, probabil doctoranda în perspectivă ar trebui să încerce să polemizeze acest aspect. Deci din perspectiva incriminării actelor de persecuție în legea penală. De o valoare incontestabilă sunt concluziile doctorandei făcute cu prilejul identificării trăsăturilor noțiunii amenințare uzitată în partea specială a codului penal, precum și a caracteristicilor acelorași termeni folosit în dispoziția articolului 55 cod penal. Stabilind particularitățile definitore ale termenului amenințare, doctoranda formulează propria definiție a respectivei noțiuni. În consecință, este propusă recomandarea legislativă de inserare a respectivei definiții în textul legii penale, în cadrul capitolului cărții generale dedicat definirii unor termeni. Considerăm extrem de utilă o asemenea propunere de legiferendă, aptă să contribuie la ridicarea calității legii penale prin formularea unor norme juridico-penale clare și previzibile, în condițiile existenței unei definiții legale a noțiunii amenințare, care să cuprindă trăsăturile sale caracteristice, va fi facilitat cu siguranță procesul de aplicare a legii penale. Mult mai consemnabilă este propunerea de legiferenda concretizată în extinderea obiectului amenințării, nu doar la amenințarea cu omor sau cu vătămarea gravă integrității corporale sau sănătății, ci la amenințarea cu săvârșirea oricărei infracțiuni, cu excepția amenințării săvârșirii unei infracțiuni ușoare. Pe cale de consecință, doctoranda pe bună dreptate sugerează ca incriminarea să se facă în cadrul unor alineate diferite în funcție de gravitatea infracțiunii ce formează obiectul amenințării. Detaliat este analizată condiția privind existența pericolului realizării amenințării cu omor sau cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. Sunt prezentate numeroase specii în vederea punctării criteriului obiectiv și acelui subiectiv al pericolului realizării amenințării. Aceeași metodă este folosită de doctorand pentru etalarea mijloacelor pasibile de săvârșire a infracțiunii prevăzute la articolul 55 cod penal. Un spațiu aparte este dedicat analizei momentului de consumare a infracțiunii de amenințare cu omor sau cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. Este meritoriu concluzia doctorandei potrivit căreia amenințarea cu omorul cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății, care din cauze independente de voința făptuitorului nu a ajuns la cunoștința victimei, trebuie calificată ca tentativă la infracțiunea prevăzută la articolul 55 cod penal. De ce zic că este meritoriu? Pentru că cumva s-a înviderat în cel puțin în teoria dreptului penal moldav, așa un stereotip că nu poate fi tentativă la această infracțiune. Aici doctoranda aduce suficiente argumente în vederea susținerii poziției avansate. În capitolul 4 sunt examinate semne ce caracterizează elementele subiective ale infracțiunii prevăzute la articolul 55 cod penal. Sunt aduse argumente în vederea demonstrării formei vinovăției cu care acționează făptuitorul, săvârșind infracțiunea prevăzută la articolul 55 cod penal. În planul caracterizării vinovăției și a semnelor secundare ale latelor subiective sunt de apreciat următoarele concluzii. 1. Intenția indirectă nu este posibilă în cazul infracțiunii prevăzute la articolul 55. 2. Motivul infracțiunii prevăzute la articolul 55 nu trebuie confundat cu cauza săvârșirii acestei infracțiuni. 3. Amenințarea cu omorul cu vătămare gravă a integrității corporale și sănătății nu poate fi calificată în baza articolului 55 în acele cazuri când constituie doar o exteriorizare a dorinței, fie de omorâri, fie de cauza vătămare gravă, mediu ușoară, integrității corporale sau sănătății, ori un prejudiciu fără afectarea sănătății. 4. Scopul de a intimida victima reprezintă scopul primar. În același timp, scopul final al acestei infracțiuni este cel de a suprima sau de a diminua capacitatea victimei de a lua decizii și de a-și exprima opinia. În altă privință, sunt caracterizate suficient de riguros semnele subiectului infracțiunii, inclusiv participația la infracțiunea prevăzută la articolul 55 cod penal, segment care, cel puțin mie, mi-a trezit un interes deosebit. Concluziile, dar în special recomandările de lege ferendă formulate de doctorandă pot contribui cu siguranță la îmbunătățirea cadrului incriminator supus analizii și implicit la
eficientizarea procesului de aplicare a articolului 55 Cod Penal. Propunerea legislativei răspunde necesităților stringente înviderate în practica organelor de curtire a normelor de drept. Recomandările înaintate urmăresc 1. Îmbunătățirea cadrului legal incriminator în materie prin a. Reamplasarea logică a infracțiunilor analizate în cadrul segmentului pări speciale a Codului Penal destinat incriminării faptelor ce atentează asupra libertății persoanei. 2. Lărgirea obiectului amenințării la săvârșirea oricărei infracțiuni, cu excepție celor ușoare, și nu doar la săvârșirea omorului sau vătămării grave integrității corporale și sănătății. C. Extinderea cercului victimei infracțiunii nu doar la persoana care este adresată amenințarea, ci și la persoana la care se referă conținutul. D. Completarea codului penal cu nou articol 69.2, care se prevadă răspunderea penală pentru amenințarea cu darea înveleagă a unei fapte compromițătoare. 2. Eficientizarea procesului de aplicare a legii penale cazurilor practici concrete. 3. Asigurarea respectării principiului legalității incriminării din perspectiva elaborării unor norme judico-penale clare și previzibile prin definirea noțiunilor violență psihică și amenințare. Implementarea rezultatelor obținute, legiferarea sugestiilor înaintate de doctorandă, răspunde necesităților teoretico-practice și legislative existente. Lacunile învederate de către doctorandă în legea penală, concretizate în omisiunea incriminării amenințării cu darea în dileag a unei fapte compromițătoare sau amenințării cu săvârșirea oricărei infracțiuni, cu excepția celor ușoare, pot fi înlăturate în condițiile în care legitorul moldav ar ține cont de recomandările legislative avansate de către doctorandă, absolut utile asigurării unei respectări complexe a valorilor sociale inerente ființei umane. Caracterul de noutate al cercetării, precum și contribuția personală a autorului. Deci, în acest plan, cercetarea efectuată comportă caracter de noutate, fiind printre puține lucrări axate pe caracterizarea juridico-penală a amenințării cu omor sau cu vătămare gravă a integrității corporale sau sănătății. Considerăm că lucrări de avengura unei teze de doctorat, consemnăm că lucrări de anvergura unei teze de doctorat, având o tematică asemănătoare cu tema prezentei teze, în genere în Republica Moldova lipsesc. Teze de doctorat cu o tematică asemănătoare au fost elaborate în alte state, exemplu Federația Rusă, Ucraina, nu și în Republica Moldova. În Republica Moldova au fost elaborate unele articole științifice, având drept analiză exclusivă sau conexă, tangențială, a infracțiunii prevăzute la articolul 55. De asemenea, cercetarea infracțiunii respective este sesizată în cadrul unor manuale, suport, curs, tratate, prepenal, parte specială. Totuși, analiza făcută este îngustă sau relativ îngustă. Tocmai din aceste considerente, teza de doctorat, elaborată de către Mihail Angheluță, reprezintă o lucrare cu caracter de pionierat, fiind axată în exclusivitate pe analiza judico-penală a infracțiunii de amenințare cu omor sau cu vătămare gravă a integrității corporale și sănătății. Teza de doctorat conține, reflectă rezultate, concluzii și recomandări noi, multe din ele net superioare celor evocate în literatura de specialitate cu prilejul elaborării unor manuale, monografii, tratate, articole științifice. În cea mai mare parte, concluziile generale la care a ajuns doctoranda se bucură de caracter novator. Teza de doctorat cuprinde abordări multiaspectuale, doctoranda nerezumându-se la analiza strictă a infracțiunii de amenințare cu omor sau cu vătămare gravă. Sunt abordate multe aspecte aferente cadrului incriminator supus analizei. Cu precădere, comportă caracter de noutate reglementări legislative înaintate de către doctorandă în vederea perfecționării cadrului incriminator supus analizei, precum și a celui conex. Printre punctele forte ale lucrării putem evidenția efortul remarcabil al doctorandei exprimat în analiza unor multiple specii din practica judiciară națională. Acest lucru demonstrează că lucrarea nu este o simplă expunere a unor idei doctrinare, ci o confruntare a acestora cu baza empirică existentă. Corespunzător, multe din recomandările teoretico-practice avansate de către doctorandă au menirea de a contribui celor abilitați cu calificarea infracțiunilor la o mai bună aplicare a legii penale cazurilor practice concrete. Contribuția doctorandei constă în încercarea de a soluționa vari probleme apărute în teoria dreptului penal, dar mai cu seamă în practică organelor de aplicare a legii penale, în sfera ce vizează răspunderea penală pentru amenințarea cu omor, supătămare gravă de cătății corporale sau sănătății. Doctoranda elaborează un cadru conceptual propriu, referitor la elementele componenței de infracțiune, prevăzut la articolul 55. În consecință, sunt identificate carențe și lacune legislative care marchează textul normei incriminatorii studiate, precum și acelor conexe. În rezultat, doctoranda formulează propuneri legislative menite să ducă la înlăturarea carențelor legislative identificate, lucru necesar facilitării procesului de aplicare legii penale pe de o parte și asigurării respectării depline a valorilor sociale în de persoane pe de altă parte. În ceea ce privește originalitatea și profunzimea cercetării efectuate, remarc următoarele. Este de consemnat studiul aprofundat și bine științific argumentat al tematicii axate pe analiza infracțiunii prevăzute la articolul 55 Cod Penal, îndemnând la abordare de pe poziție noi aceste incriminări, precum și a unor reglementări conexe. Autorul nu se rezumă la o simplă trecere de vistă a unor doctrinare sau a unor reglementări normative,
pe marginea unor sau altor aspecte referitoare la infracțiunea studiată. Mai mult, analiza efectuată este acompaniată cu unul studiu practic și judiciar în materie și doi studiu de reglementărilor penale ale unor state străine în sfera ce vizează faptele penale corespondente infracțiunii de amenințare cu omor sau cu hotărâre gravă antiprotecție corporală. Lucrarea se remarcă prin expunere argumentată a ideilor, coerență în formularea gândurilor, analiză multilaterală aspectelor relevante identificării conținutului infracțiunii studiate. Profuzimea cercetării efectuate reiese inclusiv din constatările, concluziile efectuate de către doctorandă, dar stabilite, constatate de către doctorandă și mai cu seamă de recomandările de ordine legislativ înaintate. În ceea ce privește stilul, claritatea și precizia exprimării, precizez următoarele. Stilul folosit de doctorandă la elaborarea tezii este corespunzător conținutului și tipul lucrării elaborate. Este de remarcat că acesta comportă un caracter științific pronunțat, ceea ce este normal. Prin cercetarea efectuată, doctoranda relevă informații cu caracter științific, folosind metode de cercetare caracteristice științelor juridice. Se observă claritatea și precizia exprimărilor folosite către doctorandă în vederea elaborării prezentei tezei de doctorat. Sintactic și stilistic, textul este aranjat corect. În aceeași manieră sunt construite propozițiile și frazele. Lipsesc erori de exprimare, textul crede fiind pe înțelesul oricărui cititor cu cunoștințe juridice. În ceea ce privește corectitudinea aparatului științific și a descrierilor bibliografice, menționez următoarele. La elaborarea tezei de doctorat au fost folosite un număr mai mult ca impunător de surse, 703 mai exact. Au fost folosite surse bibliografice în mai multe limbi. Română, rusă, ucraineană, engleză, franceză, poloneză, portugheză, italiană, spaniolă. Sursele bibliografice folosite sunt dintre cele mai variate. La concret au fost studiate multiple manuale, monografii, tratate, articole științifice, rezumate ale unor comunicări științifice, teze de doctorat și rezumate ale acestora, inclusiv la tema tezei. La tema tezei, în special, evidențiem teze elaborate în Federația Rusă și în Ucraina. O parte din sursele bibliografice utilizate îl constituie acte normative naționale. Deci, circa 38 de legi, alte acte subordonate legii, proiecte de legi 5 la număr, acte normative ale unor organisme internaționale. De exemplu, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Legi penale ale unor state străine. Peste 40 de state. Actele Curții Constituționale Republicii Moldova. Hotărârea ale plenului CSJ. Având drept obiect generalizarea practicii judiciare pe anumite cauze penale. 5 la număr. Practica judiciară autohtonă, peste 120 de hotărâri, practica curții de la Strasbourg, numeroase surse electronice. Printre sursele bibliografice folosite remarcăm un șir de articole științifice, precum și rezumate ale unor comunicări în cadrul unor conferințe științifice internaționale și naționale de participare internațională, semnate de către însăși doctoranda, 18 la număr. De asemenea, sesizăm faptul că doctoranda a folosit și unele surse cu conținut juridic ce vizează alte ranuri de drept și nu doar cea de drept penal. Mai exact, doctoranda a supus analizii prevederile Codului Civil, Codul Familiei, Codul Administrativ, Codului Muncii, Codul Vamal, Codului Serviciilor Media Audiovizuale. Acest lucru demonstrează caracterul interdisciplinar al cercetării efectuate. Numărul mare în sursuri bibliografice folosite demonstrează complexitatea cercetării efectuate. Și este de consemnat că deci descrierea surselor bibliografice a fost făcută tocmai cu cerințele ghidului privind redactarea tezei de doctorat și rezumatului. Cât privește aspectele de ordine formal, teza respectă totalmente cerințele de redactare, consemnate în ghidul sus indicat. Acest lucru este identificat și în raport cu rezumatul tezei. Finalmente, în conformitate cu punctul 177 din regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, aprobat către Guvernul numărul 1007 din 10 decembrie 2014, aleat un tertul cu așa regulamentul instituțional de organizare funcționare al programului de studii de doctorat în cadrul Universității Statului Moldova și punctul 11 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat aprobate de Consiliul Științific al Universității Statului Moldova în ședința din 26.09.2018, în postura de referent oficial și membru al Comisiei de Doctorat, ținând cont de prevederile regulamentului de atribuire a calificativelor tezilor de doctorat aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova, în ordinul numărul 514 din 5 decembrie 2017, 1. Îmi exprim acordul pentru susținerea publică a tezei doctorat, acord ca la care l-am exprimat cu 14 zile până la susținerea tezei de către doctorandă. Și 2. Apreciez teza de doctorat cu tema amenințarea cu omorul cu vătămarea gravă a integrității corporale și sănătății, al cărei autoare este Angheluța Mihaela, cu calificativ foarte bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc dumneavoastră! Sunt la domnul și, în final, permiteți-mi să o invit în fața dumneavoastră pe referentul special, doamna Brecu Rădășa.
președinte, onorați colegi, stimate pretendente, analiza actualității temei și a problematice abordate nu prezintă niciun fel de dificultăți. Aici cumva ader celor invocate de domnul profesor referitor la specialitatea dumnealui de criminolog și vreau să zic că cu lecturarea acestei teze mi-am dat seama că și în mine criminologul n-a murit, că este prima mea specialitate, încă mai este înfiripată undeva în creierul și în sufletul meu, pentru că țin foarte mult la știința criminologică și îmi pare rău de situația în care se află astăzi această știință, pentru că în zadar încercăm să obținem succes în domeniul combaterii criminalității, dacă ignorăm știința criminologiei. Dar acesta e alt subiect de discuție. Eu am invocat aici acest aspect doar pentru a pune accentul, bineînțeles, pe actualitatea temei cercetate de către pretendenta noastră de astăzi, care este subliniată în mod special de specificul preventiv al infracțiunii analizate. Dacă vă amintiți, am vorbit cam același lucru și referitor la una din tezele susținute data trecută, pentru că, bineînțeles, amenințarea cu omor, cu vătămarea gravă a integrității corporale, a sănătății, se înscrie așa în șirul infracțiunilor violentale, fie fizic, fie psihic, împotriva vieții și sănătății persoanei și iată, amenințarea este cea care declanșează șirul acesta infracțional. Dacă am contracara la nivel de amenințare, poate că n-am ajunge până la omoruri, fie în stare de afect, fie omoruri intenționate. Tocmai din acest punct de vedere este absolut necesară reglementarea eficientă, interpretarea adecvată și aplicarea corectă a prevederilor articolului 155. În privința metodologiei, bineînțeles, aceasta este adecvată și conformă întru totul pentru atingerea scopului și obiectivelor propuse și corect formulate de către doctorandă. Au fost utilizate cele mai diverse metode, după cum s-a și spus. Altceva vreau să zic, un șir întreg de metode care pur și simplu se aruncă în ochi când citești teza, metoda dialectică, metoda sistemică, analiza, sinteza, deducția, la fel sunt proprii lucrări și ați făcut exces de modestie că în introducere la compartimentul respectiv nu v-ați referit și la faptul că ați utilizat aceste metode. Bineînțeles, nu vom începe iarăși cu trecerea detaliată în revistă a conținutului tezei de doctorat. Mă voi opri asupra unor momente care mie mi-au părut importante, semnificative sau asupra cărora aș vrea să mă pronunț. Poate un pic rezervat, sper să nu se supere pe mine pretendenta și conducătorul științific, dar iată chiar la primul capitol, când analizați situația în domeniul cercetărilor, în fracțiunii respective, totul este tradițional, doctrina autohtonă, doctrina străină. E bine la subiectul, la subcapitolul 2.2, peste 25 de autori de peste pătare, dar preponderent Federația Rusă și Ucraina. Cercetările doctrinii europene se limitează la lucrările savanților din România. Poate eu ceva am omis, dar am fost destul de atentă la acest moment. Eu cred că doctrina europeană avea să vă îmbogățească lucrarea la acest capitol, cu atât mai mult că apelul la legislația statelor europene este omniprezent pe parcursul tezei și combinate, deci doctrina și legislația avea să fie foarte bine. În ceea ce ține de obiectul infracțiunii de amenințare, este tocmai acel compartiment al lucrării care v-a adus pe dumneavoastră la concluzia aceasta de principiu,
care unii din noi vor fi de acord, alții nu, despre reconceptualizarea locului acestei infracțiuni în sistemul părții speciale a codului penal cu reamplasarea în capitolul 3 din codul penal, infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei. Nu a fost ușoară cercetarea la acest compartiment și eu îmi dau seama, suficient numai să spunem că ați analizat 14 opinii doctrinare referitoare la obiect și multe din ele divergente și v-ați pronunțat, nu pur și simplu le-ați invocat, dar ați formulat propria opinie pentru ca în sfârșit să vă ghideze investigația la acest capitol spre propunerea noastră de lege ferendă despre reformularea și reamplasarea acestei infracțiuni în alt capitol. Tot aici subiectul veșnicilor noastre discuții despre victimă, persoană apropiată sau rude apropiate. Noi știm că doctrina autohtonă atestă opinii de ambele genuri și pro și împotrivă. Dumneavoastră insistați asupra opțiunii că victimele, da, pot fi doar rudele apropiate și argumentul adus este că discreționarismul acordat instanțelor judecătorești în asemenea caz ar prezenta un factor generator de abuzuri și de aplicare a legii penale în funcție de criterii obscure și nu este unul plauzibil pentru mine acest argument, pentru că de aia este instanță judiciară ca să aibă drept discreționar și de aia realitatea bate întotdeauna codul penal, pentru că nu reușim noi cu codul penal după realitatea vieții noastre și eu nu, deci am spus o altă ocazie, eu nu cred că trebuie să avem prea mare frică față de potențialul ăsta discreționar pe care l-au instanțele judecată. Trebuie să avem încredere în corectitudinea, în conștiinciozitatea lor, în exercitarea profesională și competentă a atribuțiilor. De altfel, noi avem o mulțime de noțiuni da, estimative în codul nostru penal și dacă de fiecare dată ne vom teme că nu care cumva instanța să comită abuzuri, cel puțin necontestând pentru niciun moment dreptul dumneavoastră la opinie și respectându-vă într-o toată opinie, eu mă plasez de cealaltă parte, în rândul aderenților la opinie că victime pot fi persoanele apropiate și argumentul tot în teza noastră se regăsește în exemplificări din legislația statelor europene, unde rudele apropiate sunt recunoscute victime. Păi acei judecători ce știu limitele discreționării, dar ai noștri nu știu. Și plus argumentul de fond că da, noi cunoaștem viața și noi știm că pot exista situații când persoanele apropiate sunt într-o afinitate, într-o legătură emoțională mult mai strânse între ele decât rudele. Cum a corectat o studentă în auditoriu, eu se în spațiu mioritic, mi-a zis studenta, deci își asumă ea, cum să zic, responsabilitatea pentru această afirmație. M-a impresionat îndrăzneala dumneavoastră referitoare la acea parte a investigației laturii obiective a infracțiunii pe care o cercetați și anume reflecțiile ce țin de posibilitatea, admisibilitatea și oportunitatea recunoașterii hipnozii și urmăririi obsesive a unei persoane în caritate de forme de violență psihică.
lucruri care există, fenomene care există în viață, hipnoza recunoscută în medicină ca metodă de tratament, cel puțin în psihoterapie, și noi în dreptul penal ne facem că nu există așa ceva. Poate ne mai facem că nu există nici programare neurolingvistică și că prin metode de programare neurolingvistică persoana poate fi determinată la sinucidere așa ca 2 ori 2 prin două fraze pe care le audiază la telefon. Deci eu salut curajul tinerilor la acest capitol și în plus aveți și argumentul foarte 11 exemplificări cu legi penale ale altor state, unde sunt recunoscute și hipnoza și urmărirea obsesivă în calitate de forme de violență psihică. Și corect procedați că după argumentarea aceasta foarte întemeiată, când formulați propunerea de lege ferendă, violență psihică, articolul 34 cu indicele 2, dumneavoastră includeți aici aceste două forme de violență psihică. Anticipând întrebările de cum vom proba și cum vom constata, pot spune că expertiză ca în multe alte cazuri și în multe alte cauze penale. Expertiza se va pronunța și în asemenea situații. Este foarte binevenită și următoarea propunere tot din acest compartiment al lucrării, care vizează completarea codului penal cu un articol nou, amenințarea și definiția amenințării la articolul 34 cu indicele 21 pe care îl propuneți dumneavoastră pentru completare. În ceea ce ține de elementele subiective, bineînțeles, nu doar intenția directă, aici nu ar putea fi, cred că, o opinie prea argumentată de alt sens, și am remarcat corectitudinea noastră în ceea ce constă analiza scopului infracțiunii, când ați separat scopul, da? În scopul primar, care constă în intimidarea victimei, și în cel final, care se exprimă în năzuința făptuitorului de a suprima sau a diminua capacitatea victimei de a lua decizii și de a-și exprima opiniile. Foarte corect această analiză și ea pune punctul pe ei în ceea ce ține, iată, scopul amenințărilor, nu pur și simplu a induce pe cineva în frică și în dezechilibru emoțional, dar până la urmă, utilizând un cuvânt care nu ține poate nemijlocit de domeniul dreptului penal, dar scopul e manipularea victimii și aducerea acesteia la pierderea independenței, da, de gândire limpede și pierderea echilibrului emoțional, și în felul ăsta tutorul își supune victima proprie sale voințe. În ceea ce ține de evaluarea rezultatelor cercetării, bineînțeles, cercetarea este de o semnificație teoretico-practică importantă. Veniți cu mai multe identificări a unor carențe de reglementare legislativă, veniți cu mai multe propuneri de lege ferendă, și acestea vizează nu doar optimizarea cadrului normativ penal, dar vă referiți și la cel contravențional, chiar și la actele cu caracter interpretativ faceți câte o propunere de optimizare. Eu consider că lucrarea s-a soldat cu certe, clare rezultate, cu contribuții de apreciat în domeniul temei pe care ați abordat-o. Concluziile sunt motivate pe parcursul lucrării, corect formulate, propunerile de lege ferendă, bineînțeles că sunt binevenite și în caz de implementare ar avea un impact pozitiv asupra, în ultima instanță, aplicării corecte a legii la acest articol.
În ceea ce ține de noutate, consider că atunci când este vorba de prima teză de doctorat în domeniul cercetat, atunci nu e prea mult spus la capitolul noutate. Pot fi scrise mai multe articole, întreprinse mai multe analize, dar cel care a elaborat o teză și a cercetat tema absolut sub toate aspectele, acela, bineînțeles, că are dreptul să se considere că a elaborat o lucrare de pionierat în domeniu. În ceea ce ține stilul echilibrat, ordonat, problemele sunt abordate sistemic, consecvent, aveți incursiuni și în alte ramuri, nu doar ale dreptului, dar și alte științe, aceeași psihologie, ați știut aici să mențineți stilul inteligibil, lucrare accesibilă cititorului interesat. Propriile idei, concluzii sunt limpede, clar argumentate, dar și formulate cu corectitudine și precizie. Aparatul științific utilizat corespunde tuturor rigorilor, preluări, falsificări. Nu se atestă, este o lucrare originală elaborată de autoare. Chiar și la capitolul propunerii de lege ferenda nu am văzut să aveți cel puțin o singură propunere, că aderați la ideea cuiva sau la propunerea cuiva pe care o împărtășiți și susțineți că e bine să fie implementată. Fiecare propunere este originală, este a dumneavoastră, deci aici mi-mi pare că totul este conform rigorilor. Bibliografia, s-a spus, este voluminoasă și impresionantă ca și conținut, include și cele 18 lucrări ale noastre, corect, deci totul este formalizat și din punct de vedere tehnic consider că regulile au fost respectate. Rezumatul, 35 de foi, corespunde și cerințelor formale și cerințelor de fond. În conținutul rezumatului își găsește într-o totul expresia conținutul lucrării. În concluzie, în urma celor invocate, lucrarea realizată de pretendenta la titlul științific de doctor în drept Angheluță Mihaela prezintă un studiu complex, meticulos și definitivat al temei cercetării. Autoarea vine cu o contribuție esențială la dezvoltarea științei dreptului penal, partea specială în ceea ce ține de apărarea juridico-penală a libertății psihice a persoanei, propunând redimensionarea acesteia la nivel de concept teoretic, de reglementare legislativă, interpretare și aplicare a cadrului normativ existent, dar și eficientizarea acestuia în ipoteza realizării propunerilor de referendă formulate de către autoare. În urma analizei tezei de doctorat cu tema amenințarea cu omorul cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății, elaborată de către Angheluță Mihaela și în temeiul celor invocate anterior, cu referință la corespunderea lucrării rigorilor regulamentare referitoare la conținutul și forma, am concluzionat admisibilitatea spre susținere publică a tezei de doctorat și m-am pronunțat, dar va decide comisia, că lucrarea poate fi apreciată cu calificativul foarte bine. Mulțumim, doamnă Grecu. Acum, permiteți-mi să ofer cuvântul pretendenții la titlul științific de doctor în drept, doamnei Mihaela Angheluță, pentru ca aceasta să comenteze obiectele, sugestiile, referințele oficiale. Pentru toate. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat. Timpul acordat tezei și tuturor obiecțiilor care le-ați menționat. Pe viitor o să le trag atenția mai mult, potrivit textului tezei, potrivit ideilor expuse în teză. Referitor la aspectul criminologic, întrucât a fost invocat de doi membri ai comisiei, vreau să menționez că pe viitor urmează să-i trag și acestui atenție, iar ca bază și ca început va fi această teză în viitoare lucrări care vor fi mai mult cu
aspect criminologic. Dar cum permite să eu să intervin cu anumite explicații, da, ca conducător? Dar nu vă s-a reproșat lipsa aspectului criminologic, categoric, poate nu, nu ați înțeles corect. Eu n-am spus nimic, doresc ceva să precizez, dar nu. Poate vă dezbate de științe ce? Poate mai din acea etapă. Vă mulțumim, doamna Ionuță. Permiteți-mi să trecem la o nouă etapă și anume dezbaterea științifică, în cadrul căreia membrii Comisiei de Doctorat, autorul tezei, toți participanții la susținerea publicării tezei de doctorat, își expun părerile asupra noutății, valorii științifice și aplicative a tezei, perspectivele temei cercetate. Poftim, vă rugăm. Cu cine începem? Dumneavoastră? Nu, am vrut doar să... Doctor în drept, conferențiar universitar, doamnă din regulă conducătorul tezei științifice, doctor în drept. Deci, dacă îmi permiteți, doar o mică remarcă, deci noi am lucrat cu doamna doctorandă la crearea surselor bibliografice și ceea ce ține de literatura europeană, mai mult ca atât, de literatura, spre exemplu, cea americană, canadiană, etc., dacă noi vom studia detaliat tot ce ține de violență psihică, în special de amenințare, vom păși pe tărâmul criminologiei și psihologiei curate. Deci ei nu tratează problema violenței psihice prin prisma legii penale. Unicul stat, unica țară, unicul reprezentant al acestei științe, juridico penale, ar fi Federația Rusă, deja noi suntem, și știința română. Deci, dacă noi dorim să scriem o teză curat la specialitatea juridico-penală, noi nu putem să acceptăm toată literatura europeană care este propusă, de aceea noi am decis anume să alegem codurile penale, deci legea penală să o analizăm, însă literatura să o luăm la per general, deci să omitem anumite momente ca să nu trecem de la o specialitate la alta. Asta și-a fost conceptul tezei, deci să fie juridico-penală. Vă mulțumesc! Nu am cerut explicații, nu am reproșat, dar iată, dacă făceați remarca asta în teză, dispărea dubiu, da, unii cealaltă literatură. Da, exact. Poftim, domnul profesor. Dar eu chiar aș reproșa referitor la faptul că materia criminologică uneori este exclusă, nu cu referire la teza concretă. Eu cred că foarte bine s-a procedat când construcția despre violența psihică s-a pornit de la noțiunea generală de violență. Că dacă noi nu înțelegem în plan social, filosof, ce este violența ca fenomen social, descrierea în plan psihologic, penal, criminologic sau în alt mod, este practic imposibil. Am văzut că aveți surse foarte mult din Federația Rusă cu referire la tratarea violenței la general și violenței fizice, psihice. Cred că, studiind lucrările acestea, nu că vreau să mă cer a fi în lista bibliografiei. Cred că, citind lucrările acelea, ați fi observat că rușii, în 99, 2004 și mai târziu, citează pe criminologul Bujor, care a realizat o teză, anume, punând bazele violenței criminale, o teorie întreagă, criminologică, dar un paragraf întreg, acolo e dedicat violenței drept penal. Sunt și publicații, Legea și Viața, alte, cu referire, iată, la acest concept. Ghineanu a continuat pe aspectele acestea. De aceea vă recomand, lucrând asupra monografiei și altor studii, totuși, o să vă fie mai ușor. Lucru foarte mult făcut deja de noi, sistematizat, analizat și venit cu anumite propuneri
unde violența este caracterizată în mod detaliat. Cred că acolo deja se trece la materia criminologică, unde se arată cum prin prisma violenței criminale se poate depus o diagnoză societății concret la etapa respectivă de dezvoltare umană, manifestările acesteia, etc. Dar asta ca sugestie. În rest, eu cred că așa tezele așa tale, care stârnesc multe semne de întrebare, multe alte aspecte, cum zice, le răstoarnă viziune sau alta, ele sunt binevenite și ar fi bine ca prin intermediul, eu știu, înregistrărilor, publicațiilor, totuși comunitatea științifică să fie informată cu mult mai bine, chiar dacă nu înțeleg până la urmă despre ce se vorbește, dar faptul că sunt puse așa probleme astăzi, că de doctoranți problematica respectivă o interesează, eu cred că este binevenit. Și vă invit conferința științifică care noi am propus-o cu rolul științei în asigurarea securității naționale și activității anticrime în decembrie, cu o informație pe marginea celor ce ați venit dumneavoastră astăzi, ar fi lăudat. Vă mulțumim, stimatul domnule profesor. Cine mai dorește? Deci, în opinia mea, doctoranda a reușit să vine foarte o manieră optimă, aș spune eu, latura teoretică cu latura practică. Da, în primul rând, sunt analizate opiniile doctrinare, se polemizează cu alți autori și întotdeauna doctoranda fermă și exprimă propriul punct de vedere după ce iată analizează viziunile altor autori. În același timp se analizează sub aspect științific și practica judiciară. Deci toate acele cazuri din practica noastră judiciară, peste 100, sunt trecute, iată, prin acest filtru al analizei științifice. Și, într-adevăr, așa cum punctează doctoranda în finalul tezei, este necesară o hotărâre explicativă a plenului Curții Supreme, care sper eu să aibă la bază iată această teză, o sursă de interpretare oficială adresată celor care aplică legea penală. Constatăm această necesitate stringentă în analiza practice pe care a efectuat-o Mihaela în cadrul tezei. Eu nu mă aventurez acum să spun, dar cred că cam jumătate aproximativ din cazurile din practica noastră judiciară în care se aplică acest articol 155 conțin erori de calificare. Practica este neuniformă, dar nu atât lipsa de uniformitate reprezintă problema, cât gravele erori de calificare legate de confruntarea concurenței de norme cu concursul de infracțiuni sau invers, în loc de concurs se aplică regulile de concurență, deși aceasta este mai rar. Vorbesc acum despre cazurile când, iată, domnul Popețchi a menționat când, pe lângă articolul 287, care stabilește răspunderea pentru huliganism, se aplică suplimentar și lipsit de temei acest articol 155 sau articolul 349 plus 155 sau alineatul 2 articolul 179 plus 155 și așa mai departe. Și de asemenea o altă carență gravă care rezultă din analiza practicii noastre este confruntarea acestei infracțiuni prevăzute de articolul 155 cu
tentativa de omor sau tentativa de vătămare intenționată gravă. Sunt cazuri despre care le-am vorbit și studenților la prelegere, când într-adevăr citești și nu-ți vine a crede că, iată, atunci când victima vinovară este stropită cu benzină și se aruncă chebrite în direcția ei și doar dintr-un concurs de împrejurări fericite nu este încendiată victima, sau atunci când se aruncă cu toporul sau cu furca în direcția victimei, ori victima se încearcă a fi strangulată și doar datorită intervenției unor terțe persoane se întrerupe activitatea infracțională. Iată, în astfel de cazuri, și sunt nu singulare, dar multe cazuri, se aplică articolul 155. De ce? Pentru că făptuitorul, în timpul săvârșirii faptei, pronunță cuvinte de genul de omor, te tai și așa mai departe, și iată, datorită acestor intervenții verbale ale făptuitorului, se ajunge la concluzie absolut eronată că trebuie aplicat articolul 155. Deși este deja la nivel axiomatic, cred că în manualul din 2005, pe care am fost coautor, deci eu, domnul Prânză, s-a menționat că cel care comite infracțiunea prevăzută la articolul 255 are la îndemână toate mijloacele necesare pentru a săvârși omorul sau vătămarea intenționată gravă, însă nu o face pentru că nu are această intenție. Nu divulgă intenția de omor sau de vătămare intenționată gravă atunci când, iată, chiar pronunță astfel de cuvinte. Da? Intenția lui este cu totul altă. De a intimida victima, de a o manipula, de a o face să-și modifice comportamentul așa cum își dorește făptuitorul. Iată, astfel dorește făptuitorul să direcționeze conduita victimei. În niciun caz să o omoare sau să cauzeze vătămare gravă. Toate aceste aspecte sunt foarte bine, consistent analizate de către doctorante și vine cu un șir de recomandări care sunt adresate acestor practicieni. Eu sper că va fi publicată și monografia care are la bază această teză și monografia va ajunge la cititorul care are nevoie de această sursă, are nevoie foarte mare pentru a influența cumva această practică eronată, pentru a o întoarce în direcția corectă, pentru că ceea ce vedem acum, eu consider alarmant. Foarte multe erori, anume de aplicare acestui articol 155 și este o necesitate imperioasă ca să ajungă acest material, această sursă, în primul rând, la practicieni care aplică zi de zi legea penală și inclusiv articolul 155 din codul penal. Pentru aceasta, Mihaela, felicitări pentru îndrăzneală, pentru temeritate, pentru tenacitate de care ai dat dovadă și sperăm, iată, să putem să direcționăm deci să orientăm în direcția corectă, iată, această practică judiciară, așa cum este ea acum, carentă și abundă de multe, multe erori. Vă mulțumim mult, domnul Destache. Alte păreri? Vreau să spun un apropo. Da, vă gândeam, ce totuși cu practicienii gafa asta extraordinară în delimitarea amenințării cu vătămare, cu omor, de tentativă la omor sau tentativă la vătămare. Da. Și concluzia este următoarea. Iarăși locul unde este așezat articolul 155. Pentru că îndeamnă practicianul să înțeleagă că prin săvârșirea unei astfel de fapte se atentează la valoare socială care este cumva legată de viață și sănătatea persoanei. Pentru că așa spune capitolul. Deci, și noi cunoaștem legătura între obiectul juridic special și obiectul juridic generic. Și cred eu, reașezarea în alt capitol ar pune cumva practicianul în situația să se mai gândească. Ia stai, pentru că nu se atentează aici la libertate, la viață sau la libertate psihică. Pentru că speță nici de cum se atentează la libertate psihică. Se atentează la viață. Sau, intenția este de atenta la viață persoană. De ce?
cred eu, propunerea de legislativă înaintată în acest sens este una benefică pentru a înlătura această carență practică. Da, sunt absolut de acord cu Stanislav. Cuiva așa neconectat la, nu știu, la domeniul dreptului penal, i-ar putea să-i pare că această recomandare de reamplasare a articolului 155 are un rol pur teoretic. Hai să mutăm pentru un articol în altul, că au mai fost așa cazuri cu răpirea mijlocului de transport, punăvoara sau cu tortura, s-a mutat dintr-un capitol în altul. Dar, într-adevăr, această permutare ar avea, în primul rând, valențe, conotații practice. Și sunt de acord, într-adevăr, asta i-ar face, poate nu pe toți, dar pe o parte, cel puțin, dintre practicieni, să privească această normă, mai bineînțeles, această faptă, nu ca pe o fază oratorie în procesul de săvârșire a omorului sau o vătămării intenționate grave, dar ca pe o infracțiune distinctă, așa cum este ea în realitate. Da? Să înțeleagă rolul juridic autentic, așa cum este el, al acestei norme, al acestui articol 155. Este o anexă a articolelor 145 și 151, dar este un articol distinct. Și mergând pe această logică defectuoasă acestor practicieni, dar trebuie în toate cazurile de tentativă de omor sau de tentativă cu vătămare intenționată gravă atunci când făptuitorul pronunță cuvintele de omor sau de tai, în toate aceste cazuri să aplicăm articolul 155 și în genere să nu mai aplicăm răspunderea pentru tentativă de omor sau pentru tentativă de vătămare intenționată gravă. Cam așa judecă, iată unii, da? Simplist, ca 2 ori 2. Nu trebuie nimic. Dacă a pronunțat acele cuvinte, automat aplicăm acest articol. Nu-i chiar așa. Realitatea este de altă natură și această superficialitate în aplicarea acestui articol sper să dispară sau să fie diminuată odată cu ajungerea la acești destinatari a monografiei, care sper să fie publicată cât mai curând. Da? Mulțumesc. Vă mulțumim, distinși colegi. Alte opinii? Atât. Deci, oferim cuvântul pretendente la Târgu Științei de Dreptul în Drept, doamne Mihaela Andeluț, care va răspunde la obiecțiile, sugestiile care au fost făcute de către rezistenții noștri profesori. Vreau să spun că, la moment, sunt foarte bucuroasă că am tangență să mă aflu într-un cerc de persoane, oameni foarte inițiat și foarte bun în domeniul dreptului. Vă mulțumesc foarte mult. Pe viitor o să am considerare și o să trag atenția la toate obiecțiile și ideile dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru obiecții și mă bucur foarte mult că teza mea a suscitat discuții, că teza mea a pornit astfel de discuții de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Permiteți-mi, onorată asistență, să consider că teza respectivă a fost discutată destul de amplu și îmi permit să rog membrii comisiei să ne retragem pentru a examina rezoluția de evaluare a teziei de doctorat și a exprima decizia prin vot. Deci, onorată asistență, dați-mi voi să aduc o cunoștință rezultatele votării la ședința de astăzi a Comisiei de Doctorat. Membrii Comisiei de Doctorat au votat în unanimitate pro 6 din 6 pentru a conferi doamnei Mihaela Angheluță titlul științific de doctor în drept la specialitatea 554.01 drept penal și execuțional penal. A atribuit calificativul foarte bine tezei de doctorat elaborate de doamna Mihaela Angheluță în conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire a calificativilor tezelor de doctorat, aprobat prin ordinul numărul 514 din 5 decembrie anul 2017 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Conform punctului 18 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, aprobată în ziua de 26 septembrie 2018, de către Consiliul Științific al USM, proces verbal numărul 1, în temeiul tabelului generalizator, membrii comisiei au acordat punctajul 3,71 din 4 acestei teze și întregii proceduri.
Permiteți-mi să o felicităm pe doamna Mihaela Angheluță cu acest rezultat. Și respectiv oferim cuvântul de încheiere. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați participat și nu doar ca prezență, dar și cu implicare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumiri specială doamnei coordonator, doamna Gârlălilea. Și sperăm să ne vedem pe viitor cu noi aporturi în domeniul științei. Mulțumesc frumos! Mulțumim și dumneavoastră, stimați membri ai Comisiei de Doctorat. Permiteți-mi să declar închisă ședința Comisiei.